Putem vedea un scaun vechi. Ce e acolo? Cu rotile, un scaun cu rotile. Pentru transportul victimelor. Aici un pat de tortură. Dar e la aer liber? Ia ridică sus. Da, clădirea. Suntem în vârful muntelui la o altitudine care nu o cunoaștem. Cum vă numiți dumneavoastră, domnul doctor? Cum vă numiți? Hermann Göring. Da? Și locul ăsta este frecventat de persoane sau cum se procedează? Aici se face experimente pe oameni. Înțelegeți? Pe persoane vii, uitați. O clădire veche, aici se țin captivi. Cei care da, câte nivele sunt? Ia ridicați până sus. Sunt în jur de 3 nivele și circa 7 subterane. Unde se efectuează experimente pe persoane. Da. Ia, în spate. Uitați. Și acolo sus? Aici sus, da, este laboratorul genetic. Unde se întâmplă lucruri care nu vreți să aflați de ele. Uitați, mașini din... Da, okay. Mașină, din această perioadă. O mașină din Evul Mediu. Care este o mașină... Da, probabil la unui torționat.